Mergem acum să vedem cum va fi vremea. Andreea Vlaicu a revenit, este alături de noi. Bine te-am regăsit, Andreea! Bună dimineața din nou, Raluca, și bun găsit tuturor! Aș vrea să încep cu cele mai noi informații, și anume că meteorologii au emis mai multe alerte tip nowcasting, cod galben de ceață densă, care în funcție de condițiile locale poate favoriza formarea ghețușului. Această avertizare vizează mai multe localități din județele Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița Năsăud. Este ceață densă, aveți grijă dacă aveți drum în zonă, pentru că vizibilitatea este foarte mult scăzută. În același timp, este în vigoare și un cod galben, tot avertizare tip nowcasting, de vânt foarte puternic, ce vizează zonele montane din județele Caraș, Severin, Hunedoara și Suceava, unde, la peste 1800 de metri altitudine, vântul suflă cu rafale de până la 100-120 de kilometri pe oră. În afară de asta, vorbim despre vreme destul de caldă la această oră, pentru data la care ne aflăm, desigur, cu temperaturi încadrate între minus 2 și 10 grade. Celsius, cel mai rece este la Târgu Jiu, cel mai cald este la Drobeta, sunt 2 grade în capitală, 0 la Cluj-Napoca și 6 grade la Constanța. Ei bine, vremea a intrat într-un proces de încălzire, astfel că vorbim despre temperaturi mult peste cele normale pentru data la care ne aflăm. Maximele de astăzi vor fi încadrate cam între 2 și 15 grade, iar de mâine încolo vom avea parte de maxime de până la 20 de grade, acolo unde va fi cel mai cald. Nu scăpăm de precipitații, să știți, ele vor fi prezente astăzi la noi în țară, în regiune din nordul, vestul și centrul țării. Ceva mai însemnate cantitativ vor fi la munte spre seară. Vorbim în mare parte despre ploi și la munte, la altitudini mari, va ninge. Vântul va sufla cu multă putere în toată țara, în zonele mai joase de relief, cu viteze de până la 60 de km pe oră, iar la munte, la peste 1700-800 de metri altitudine, viteza vântului va atinge valori de până la 90 de km pe oră. 15 grade vor fi astăzi la Drobeta, 8 la Sibiu, 10 la Iași și cam 13 la Galați. Aceeași temperatură se va înregistra și în capitală, însă mă opresc deocamdată cu informațiile. Rămâneți alături de noi. Ne revedem în scurt timp cu și mai multe informații.